Jucătorul echipei CS Phoenix și Mleu Silvaniei Răzvan Vâlcelian a fost internat în spital săptămâna trecută și a lipsit de la meciul de sâmbătă cu Unirea Deș, partidă câștigată de Șimleuani cu scorul de 3-2. Întrebat sâmbătă despre starea jucătorului, antrenorul Mircea Abraham susține că Vâlcelean are nevoie de repaus datorită unei viroze pe care a avut-o de curând. Potrivit antrenorului, starea nu este prea bună, însă așteaptă să se facă mai bine pentru a reveni în teren la viitoarele meciuri. Sperăm să-și revină, deocamdată este în pauză, probabil și începutul de săptămână va fi la fel. Sperăm să-și revină cât mai repede și să vină să ne ajute să-și aducă aportul la viitoarele victorii, să le spun așa. Sperăm că va fi bine. Doctorii au spus că e ok și a mai revenit, dar deocamdată trebuie să fac o pauză și asta e situația. Trebuie să trecem și peste asta. Îl așteptăm la sală și vedem ce să fie pe viitor.